Hello, hello, sunt în Londra și mă duc la docurile regale unde astăzi are loc un eveniment foarte frumos și mi-ar plăcea să veniți cu mine pentru că sunt sigură că o să vă placă și pe drum o să vă povestesc despre ce este vorba. Ei bine, în septembrie 2019 din Londra au plecat 11 clipere ca să facă înconjurul lumii pe apă. Pentru cei care nu știu ce sunt clipărele, vă spun că sunt niște ambarcațiuni, sunt niște bărci un pic mai mari, ca niște iahturi, să nu vă imaginați cine știe ce vapoare, că sunt destul de micuțe. Durata călătoriei este de 2 ani, dar pentru că aceste ambarcațiuni sunt destul de micuțe și pentru că pe mările și oceanele planetei sunt evenimente mai puțin plăcute, uragane, furtuni, iar aceste ambarcațiuni sunt nepotrivite pentru aceste fenomene, atunci când întâlnesc zone periculoase, ele se trag la mal. Din acest motiv, din cei 2 ani în care ambarcațiunile sunt plecate în jurul Pământului, juriul a stabilit că 11 luni echipajul trebuie să stea pe apă. Așadar, pleci în călătorie. E vreme frumoasă, călătorești, când vine furtuna te oprești, iar e vreme frumoasă, iar călătorești, iar vine furtuna te oprești, dar adunate trebuie să ai 11 luni de stat pe mare. Mai e ceva foarte important, echipajul este de amatori. Echipajul nu este profesionist, meseria lor nu este de navigator, sunt oameni cu toate meseriile din lume care fac asta din plăcere. Și să știți că nu e gratis. Taxa de participare la o astfel de cursă este, țineți-vă bine, 40.000 de lire. Și după ce te-ai înscris, urmează o perioadă de cursuri, de antrenamente și de-abia după aceea pleci. Ei bine, această cursă, care s-a terminat în 2020, nu a avut parte de ceremonia festivă pentru că era pandemie. Și astăzi este ceremonia festivă cu primirea acestor ambarcațiuni. Va fi foarte frumos, va fi cu muzică, cu oameni frumoși, cu mâncare bună. Haideți cu mine să vedeți, pentru că sigur, sigur o să vă placă. Thank you.
Organizarea evenimentului este impecabilă. Peste tot sunt oameni de ordine, poliție, indicatoare. Foarte mult îmi place și e plin deja de oameni, de prieteni, familiile, echipajelor. Toată lumea râde, toată lumea povestește, au stegulețe, mi-au transmis și mie emoția lor, deși eu nu aștept pe nimeni, dar tot ambientul este atât de emoționant încât, wow, de-abia aștept să vină clipurile, să văd și eu ce se întâmplă. Și până atunci, haideți să mergem în zona de spectacole, să ne relaxăm puțin, să dansăm. V-a plăcut spectacolul, nu-i așa? Foarte bine cântă trupa și mie mi-a plăcut mult de tot. Ne-au anunțat prin difuzoare că se apropie clipărele și am revenit aici în zona de apă la Tamisa și așteptăm și noi să le vedem. Acești doi marinari sunt doi animatori de fapt, îmbrăcați în costum marinăresc. Mergeau pe aici, pe faleză și strigau așa cu voce gravă: Hei, toată lumea să fie atentă, vin clipărele, toată lumea să ridice stegulețele, vin clipărele. Foarte, foarte fain. Și iată-le, chiar vin. Haideți să le vedem. Hold on, boys and girls.
Clipărele fac acum turul de onoare și după ce fac acest tur, se întorc și atunci trag la mal și putem să le vizităm, dacă o să avem loc de familiile și de prietenii echipajelor. West coast in the morning to find a place where no one knows our faces or our names. If we don't leave now, we might never make it out alive. Plans are changing, rearranging all the time. So come away with me. Let's break free. We could fall asleep where the land and ocean meet. Wake up to the sounds of no one around. And as the sun comes up, the glow will show us where we need to go. All this waiting so frustrating, let's just drive. So come away with me. Let's break free. Just you and me. Acum le trag la mal și se vor putea vizita. Foarte frumos organizat. Ce simpatici sunt! Oh my God, hey! A venit și fetele întârziatele. Ia uite. Și începe distracția. Avem o scenă super, super și formații și iată ce surpriză mare cântă ABBA. Vreau să vă spun că
Aici, în Anglia, pentru mine a fost o surpriză foarte mare. De câte ori am fost la evenimente unde se cânta ABBA, englezii se ridicau imediat de pe scaune și începeau să danseze și știu și versurile, indiferent de vârstă, și cei tineri și cei în vârstă, toată lumea dansează și știe foarte bine cântecele formației ABBA, wow! Așa de frumos e, ia uitați-vă, toți vin, nu stă unul, Waterloo! Hei! La, 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 la. Ce face tipul cu tricou albastru de pe scenă? Traduce pentru surdomuți. Love in the spring.